Moment istoric pentru Corvinul Hunedoara. Aseară, divizionara ligii a doua a reușit o performanță unică în istoria clubului de pe Cerna. A câștigat Cupa României la fotbal după un meci incendiar împotriva celor de la Oțelul Galați. Au fost 120 de minute în care albalbaștri au dat totul pe teren și fiecare echipă a reușit să înscrie câte două goluri, ajungând la lovituri de departajare. Diferența s-a făcut de la 11 metri, când portarul Corvinului a reușit să pareze două lovituri ale adversarilor. Astfel, Corvinul se pregătește acum pentru Europa League. Însă, Nicolae Pârvulescu, acum Pârvulescu în fața porții, mingea rămâne lui Coman, gol! Corvinul egalează minutul 39. S-a demarcat bine Lică, opa, ce dribling face Lică, iată, fundaș central, gol! Gol înscris de Manolache, 2-2. Corvinul Hunedoara a devenit prima câștigătoare a Cupei României din acest secol, provenită din Divizia B, și această performanță de excepție îi va asigura participarea în preliminariile UEFA Europa League pentru sezonul viitor. Victoria nu a fost doar pe teren, întrucât se apropie o recompensă financiară substanțială pentru Corvinul. Echipa lui Florin Maxim va încasa o sumă impresionantă de 353.000 de euro pentru parcursul ei extraordinar în Cupa României. Bani care vor contribui semnificativ la dezvoltarea și consolidarea clubului. A fost un meci de pomină în care ambele echipe au reușit să domine, însă după primele 90 de minute și alte 30 de minute de prelungiri, scorul a fost de 2-2, fiind nevoie de lovituri de departajare. Aici, Corvinul a reușit să se impună în fața gălățenilor cu un scor de 3-2, Lefter reușind să pareze numai puțin de două lovituri ale adversarilor. În final, cupa a fost ridicată deasupra capului de alb-albaștri. Am simțit o energie pe tot parcursul acestei cupe, acestei competiții. Am simțit că parcă este momentul nostru, pentru că n-a fost simplu cu toate echipele pe care le-am întâlnit. Am trăit momente, sentimente, dacă nu ne dădea nimeni nicio șansă cu Sepsi, cu CFR, la fel. A venit și acel meci cu Voluntari, care noi cumva plecam favoriți. A fost o presiune pe noi și pe mine, recunosc, și pe jucători. Place să cred că suntem o echipă echilibrată. Ați văzut și astăzi că au avut crampe, cred că din minutul 75, dar aceste momente așa se câștigă. Să treci peste durere și să continui. Astăzi soarta a fost de partea noastră. După câștigarea trofeului, Corvinul Hunedoara a câștigat și singurul bilet pentru o echipă din România în preliminariile Europa League, acolo unde va începe din primul tur preliminar.